Eu sunt, de fapt, în două posturi. Astăzi aici la voi sunt reprezentantul unei companii de catering care se numește Decireș SRM. Nu cred că s-au auzit de această companie, probabil sunteți noi de regiune și din cauza asta, dar dacă nu cunoașteți de ea, cred că începem de astăzi vreți să cunoașteți de existența acestei companii. Este, de fapt, o întreprindere socială. Probabil acest termen este ceva nou pentru voi, dar am înțeles că într-o săptămână o să vă spun și câteva lucruri și ce este și antreprenoriatul social. Noi suntem o organizație care, de fapt, obiectivul nostru principal este integrarea socioprofesională a tinerilor din categorii vulnerabile în câmpul muncii. Și de asta am început relativ recent, avem un an și jumătate de experiență în domeniul catering-ului. Asta, poate tot, este un lucru care nu suntem atât de cunoscuți în piața companiilor de catering din Moldova. Dar până la moment am registrat succese destul de bune în domeniu. Și ne bucurăm foarte mult, fiindcă deja în compania noastră activează 13 persoane, care oferă, cel puțin, suntem disponibili să oferim la două evenimente de catering cu comitent, adică să servim două evenimente de catering în același timp. Noi suntem localizați în apropierea orașului Chișinău, la 27 de kilometri, și oferim servicii de catering, mare parte clienții noștri sunt aici în Chișinău. Tinerii pe care noi am angajat în cadrul companiei noastre vin din familii social vulnerabile și ne-am oferit lor șansa că ei să înceapă activitatea lor în domeniul profesional. Fiindcă mare parte este vorba de tineri care nu au studii, tineri care trăiesc în condiții foarte sărace și noi susținem acești tineri ca ei să se lanseze pe piața muncii și să devină membri activi în societatea noastră. Floarea de Cireș, SRL, a fost constituită pentru o asociație obștească, pentru că v-am spus că avem mai multe scopuri sociale și de asta noi, ca și asociație, susținem acest program, această companie, ca ea să fie cât mai competitivă cu piața și mai mult timp. De asta viziunea Floarea de Cireș, SRL, este ca să devină una dintre cele sau cea mai competitivă întreprindere socială de catering din Moldova, care este responsabilă față de mediu și grupurile vulnerabile din mediul rural. Sper că și voi, când o să lucrați asupra business planul sau ce vă ocupați voi, de fapt, este foarte important să vă stabiliți anumite viziuni, obiective, valori. Lucrurile acestea sunt foarte importante, fiindcă ori de ori veți lucra asupra afacerii voastre, va trebui să faceți referință la viziuni, la valori, să nu uitați de ele, obiectivele afacerii voastre. Dacă sunt careva întrebări, eu sunt dispus să ofer, am înțeles că avem câteva minute și pentru asta. Ce înseamnă catering? Catering sunt servicii de alimentație publică. De exemplu, există un restaurant, există o cafenea, dar în cazul în care o companie sau o persoană are nevoie de alimentație, să fac o masă undeva într-un local unde nu este, de exemplu aici la universitate, deci nu este o cafenea sau un restaurant. Noi venim cu mese foarte bine aranjate, venim cu mâncare și aranjăm și dependență, fie că este tip fușet, bufet suedez, venim cu tacâmuri și asta. Adică nu... Servicii de catering este un fel de un restaurant pe roată, hai să spunem așa, care se deplasează în locația unde au nevoie clienți. Sau, de exemplu, doriți să organizați o zi de naștere sau o muncă undeva la iarbă verde. Evident că acolo nu sunt condiții, că nu stai pe iarbă să faci o muncă. Este necesar de pus mese, patrii, tacâmuri. Ok? Este clar? Da. Suntem un SRL care susținem, pentru că până avem angajați, noi le achităm studiile, aceștia se califică, după care vin la compania noastră și lucrează. Mulțumesc!
La moment noi lucrăm cu tineri cu dizabilități. Da, dacă o să căutați Floare Cireș pe Facebook sau pe internet, o să găsiți și, și logo-ul nostru. Floare Cireș, noi ne-am gândit să fie așa un titlu cât mai sugestiv, cât mai, cât mai multă încărcătură de simbolică, simbolism, nu știu cum se, dacă corect m-am exprimat, să fie cât mai aproape de misiunea și scopurile noastre sociale. Dar noi, în curând, o să trecem prin o etapă de rebranding, așa, de Da, și o să vedeți un nou logo. Da, dar de mine rămâne aceeași. Da, pe mine rămâne aceeași. Nu tot fac de cele să relez, dar puțin cu logo-ul o să avem câteva modificări, ca să respectăm viziunea noastră, că suntem responsabili față de mediu și puțin modificăm. Da, eu am să fiu prezent la pauză. La pauză și o să vă apropiați și efectiv o să puteți să reacționați cu toți invitații noștri. Gata, avem timp toți să prezentăm și să prezintă la pace. Așa, următorul invitat, avem pe